Bună ziua, sunt Gabriel Bejan, iar astăzi la întâlnirile Hot News de la distanță discutăm despre Ziua Europei, care se sărbătorește mâine, 9 mai, dar de data aceasta într-un context special. Invitații mei sunt jurnaliștii Deutsche Welle Robert Schwarz de la Berlin, Petre M. Iancu și Vitalie Călugăreanu de la Chișinău. Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Bună Și am ziua! să încep vorbind un pic despre un subiect fierbinte, pentru că vorbim despre Ziua Europei, dar în aceste zile se discută, este un mic conflict așa între Occident și sau o parte a Occidentului și Rusia. Este o declarație comună a 10 state, țări din Estul Europei și plus Statele Unite, care ca o reacție la încercarea de rescriere a evenimentelor istorice de către Rusia, pe care o cataloghează și pun ghilimele aici, o încercare lamentabilă de a falsifica istoria. Și v-aș întreba pe dumneavoastră, domnule Călugăreanu, cum vedeți această dezbatere, care nu este nouă. În fiecare an, practic, vedem o încercare a Rusiei de a explica lumii că ea este cea care a eliberat Europa de nazism. Cum vedeți această dezbatere într-o țară care, în Moldova, care este împărțită din punct de vedere politic între forțe proruse și forțe pro-occidentale, unde vedem aproape an de an, nu și o celebrare ostentativă, i-aș spune eu, a zilei victoriei Armatei Roșii. Deci cum se vede din Moldova acest conflict ideologic? Da, într-adevăr, în Republica Moldova lucrurile stau un pic mai ciudat din punctul ăsta de vedere, pentru că nu doar politicul este divizat în două tabere, dar și societatea moldovenească este divizată. Unii sărbătoresc ziua Victoriei pe data de 9 mai, alții sărbătoresc ziua Europei pe data de 9 mai. Nu există în momentul acesta, din păcate, o înțelegere la nivel politic pentru ca lucrurile să se miște din loc, pentru că noi de 30 de ani de independență tot asta facem. Ne batem cu estul și cu vestul și până la urmă nu știm exact în ce limbă vorbim și stagnăm din aceste motive. Situația legată de această sărbătoare de 9 mai și modul cum și-o asumă cumva Federația Rusă această victorie asupra fascismului în Republica Moldova este speculată din punct de vedere politic de forțele proruse. În momentul acesta vorbim de Igor Dodon și Partidul Socialiștilor care cu siguranță și-au pregătit deja terenul pentru a exploata cumva politic acest eveniment, mai ales că în Republica Moldova anul 2020 este an electoral și Igor Dodon nu ratează nicio ocazie ca să capitalizeze politic orice se întâmplă, mai ales orice șansă care îi oferă contextul pentru a compărea cumva alături de Vladimir Putin și Federația Rusă, pentru că în Republica Moldova există un important segment electoral care în continuare crede că URSS a fost mai bine. Vom Vitalie, avea două sărbători, practic? Îmi cer scuze că am intervenit, adică una a rușilor și una a europenilor, ca să zic așa. deci asta s-a întâmplat în fiecare an. Întotdeauna au sărbătorit, sau partidul care a fost la guvernare a sărbătorit fie Ziua Europei, fie Ziua Victoriei în piața mare a adunării naționale, pentru că este partid de guvernământ, iar cealaltă parte a sărbătorit cealaltă sărbătoare într-o altă locație oferită de primărie. Asta Deci, încercam să spun, întotdeauna. Vitalie, dragă, asta încercam să spun. Ele nu se exclud, cele două sărbători, dar în acest context cred că trebuie să spunem că în Occident și în Germania, ziua de 8 mai 1945 este importantă în istoria noastră comună europeană pentru că este ziua în care Germania nazistă a capitulat.
adevărat că acea declarație de capitulare s-a semnat noaptea la ora 23. În est era deja 9 mai, așa că de aici începe discuția care zi e mai importantă, 8 mai sau 9 mai. Dar dincolo de toate aceste detalii care sunt speculații politice și poate ideologice, trebuie spus că Berlinul în aprilie-mai 1945 se afla sub bombardament intens, Armata Roșie a luat cu asalt Berlinul, iar în celelalte zone ale Germaniei naziste, aliații ocupau bucată cu bucată Germania pentru a o elibera de nazism. O eliberare care a fost acceptată, nu, care n-a fost acceptată de toți germanii atunci. A fost nevoie de un discurs al președintelui Richard von Weizsäcker în 1985 pentru a fixa lucrurile în istorie așa cum s-au întâmplat. Dar e o dată în continuare foarte interesantă și datorită faptului că, așa cum a spus-o de pildă la noi, la Deutsche Welle, autorul, scriitorul de origine maghiară, Georg Dolos, care locuiește la câteva străzi de mine, aici la Berlin, a spus că 8 mai 1945, dincolo de capitularea Germaniei naziste, de înfrângerea Germaniei naziste, putem vorbi și despre începutul nu a războiului rece, ci și a unei păci cam reci. Pentru că pacea care s-a instaurat după aceea n-a prea fost o pace, așa cum înțelegem noi acest termen. Gabriel, Robert, Vitalie, aș adăuga spre liniștirea multora că problemele de memorie pe care le avem în Moldova, le avem de fapt și în România și nu în ultimul rând în Germania, unde vedem chiar acum, în plin fuleu, o controversă. Ce a fost ziua de 8 mai? A fost o zi a eliberării sau nu? Este o zi care trebuie sărbătorită sau nu? S-a cerut, Partidul Sânge a cerut în Bundestag sărbătorirea acestei zile. Cererea e susținută de părți semnificative ale comunităților din Germania, dar respinsă de alte părți, pentru că ziua de 8 mai pentru germani și nu în ultimul rând și pentru români și moldoveni, pentru basarabeni, care sunt și ei parțial români, parțial nu sunt români, o zi foarte complicată, foarte discutată și controversată în continuare. Nu există o viziune unitară asupra acestei zile. Știm că a avut loc, într-adevăr, salutarea, eliberare de regimul totalitar nazist, o capitulare necondiționată a Germaniei naziste, dar nu toată lumea în țările beligerante învinse atunci au acceptat această zi ca o zi pozitivă, pentru că a existat, într-adevăr, și partea grea a înfrângerii, pe care nu puțin germani au resimțit-o ca atare. Ceea ce nu înseamnă că România a luptat în ambele părți, să zic, în ambele tabere, în timpul celui de-al doilea război mondial. De aici, marea dificultate pentru mulți români, și includ în această categorie și pe basarabeni, evident, dificultate mare de a se raporta într-un mod clar și univoc la evenimentele de atunci. Aici cred eu, Gabi, Robert, Vitalie, că avem o mare problemă a elitelor germane și românești care au contribuit, din păcate, foarte pernicios la participarea la efortul de război nazist, iar după război n-au avut puterea și forța spirituală și intelectuală să explice persuasiv, să explice convingător germanilor și românilor de ce a fost bine ca Germania nazistă să fie înfrântă și să capituleze necondiționat în această zi de 8 mai, acum exact 75 de ani. E adevărat, Petre, dar să spunem totuși că Germania a ieșit, cum spuneai, cu greu din umbra asta a istoriei sale național-socialiste.
A avut nevoie de câteva zeci de ani ca dar să... Dar la sfârșitul anilor 60 a început un proces de asumare pe care nu l-am mai întâlnit nicăieri. Nici în România, nici în Moldova, nici în alte părți ale Europei și nici în Statele Unite. Nici în Japonia, nici în China, nici în Rusia, am fost URSS. Deci acest proces de asumare, cred, este deocamdată, din păcate, unic, iar la sfârșitul anilor 60 a început această interpretare a istoricilor germani pentru a aduce populația germană, pentru a-i aduce pe cetățenii germani acolo să înțeleagă ce a fost dictatura nazistă, ce s-a întâmplat până în 45 și după aceea. Uite, un singur exemplu, în Berlin, de pildă, eu astăzi în Berlin am o zi oficială de sărbătoare. Este singurul land sau singurul oraș din Germania în care astăzi, 8 mai, este sărbătorit în mod oficial. Dar în întreaga Germanie au loc ceremonii păstrând distanțarea socială, ca să revenim și în actualitatea noastră marcată de COVID-19, au loc ceremonii care marchează importanța capitulării Germaniei naziste și importanța eliberării Germaniei. Astăzi nimeni nu spune că Germania n-ar fi fost eliberată în 8 mai, în afară de cei din partidul de extremă dreaptă numit uneori și fascist sau fascistoid AfD. Mi se pare interesant asta cu sărbătoarea din Berlin, pentru că e și foarte logic să se întâmple așa, pentru că era în Berlin, era chiar 8 mai, adică nu poate să sărbătorească pe 9 mai, pentru că ora oficială din Berlin la ora respectivă era, adică data oficială era 8 mai. Da, dar mă refeream aici în comparație cu restul orașelor din Germania, pentru că Berlinul fiind guvernat de o coaliție din care fac parte și membrii Partidului Stânga, ex-comunist, 8 mai a devenit astăzi pentru prima dată în istoria Berlinului o zi oficială. Astea sunt sensibilități berlineze. Ca să ne legăm un pic de prezent, trebuie să mai spunem că astăzi se împlinesc 70 de ani, adică nu astăzi, mâine, se împlinesc 70 de ani și de la declarația Schuman, prin care s-a propus formarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, adică acea organizație care ulterior a devenit Uniunea Europeană. Și revenind, spunând lucrurile acestea, revenim la prezent și la Uniunea Europeană aflată în acest moment într-o criză. De fapt, nu doar o criză, e vorba de trei crize într-una singură. E vorba de o criză medicală, e vorba de o criză economică și, deși se vorbește mai puțin de ea, mie mi se pare la fel de importantă, este o criză a valorilor europene. Pentru că, ca să dau doar un exemplu, am citit un raport Freedom House recent care spunea că unul din statele membre ale Uniunii Europene nu mai este democrație, e vorba de Ungaria. Și dacă tot vorbim despre UE în această perioadă, v-aș întreba cu ceva foarte concret. Putea să facă UE mai mult pentru statele membre și pentru cetățenii săi în această perioadă? Păi, să începem cu începutul. Declarația Schuman de acum 70 de ani a survenit nu întâmplător la 5 ani de la capitularea necondiționată a Germaniei. Pentru că ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial? În afară de Holocaust, care a fost o ruptură a civilizației teribilă și fără precedent și fără egal, s-a mai întâmplat ceva. Popoarele europene s-au sfârtecat între ele, în mare măsură. Și după război, unii oameni mai inteligenți au înțeles că e bine ca popoarele europene să nu mai facă, să nu se mai sfârtece între ele și ca să nu mai facă, să se unească. Ideea Unirii Europene, ideea Uniunii Europene, care la început a fost o Uniune a Cărbunelui, cum spuneați. Și oțelului. Da, și oțelului. Deci o comunitate economică și comercială, inițial, a devenit treptat o idee politică, dar pe undeva s-a întâmplat altă ruptură care a dus la criza valorică de care vorbeați. Ruptura este a
înțelegerii acestei Uniuni Europene. Cum să privim această Uniune Europeană? De aici și clivajul actual între unele țări din estul Europei și unele țări din vestul Europei. De ce? Pentru că Uniunea Europeană, o parte a Uniunii Europene și Germania este, face parte din acest ansamblu de care vorbesc acum, a crezut că Uniunea Europeană este în sine un vaccin împotriva oricărei tentații totalitare noi. Și că poate Uniunea în sine ar putea apăra Europa de orice nouă cădere, de orice reșută într-o criză majoră. Ori am văzut că până acum Europa a fost apărată mai degrabă de Alianța Nord-Atlantică, din care face parte ca primus inter pares Statele Unite, America. Și tentația acum în Europa, și asta este marea problemă la 75 de ani de la războiul câștigat de aliați, deci de americani și de ruși, să o spunem cinstit, au fost americanii și rușii care au purtat greul acestui război alături de englezi. Spune sovieticii mai bine, că erau ucraineni, erau... Exact, sovietici, ai dreptate, Robert. De atunci încoace a apărut în vestul Europei, mai ales în vestul cel mai bine apărat și mai bine protejat în acești 75 de ani, tentația anti-americană. O tentație care a făcut să se creadă că putem ieși la liman democratic și în pace fără americani, ceea ce e, din punctul meu de vedere, o mare și foarte periculoasă iluzie. Și foarte corect, Petre Iancu, și de aceea am intervenit eu spunând, să spunem mai bine, sovieticii, pentru că e o discuție acum. Putin încearcă să se erigeze în marele reprezentant al unei Rusii care a eliberat Europa, ori era vorba totuși de Uniunea Sovietică, și aici i-aș pasa mingea mai departe lui Vitalie, pentru că această discuție este extrem de prezentă, mai ales în Republica Moldova. Dar nu înainte, Robert, dar nu înainte de a spune că nu au rușii nicio vină. Aici este vorba de regimul Putin care poartă vina. Kremlinul poartă acest regim. E un regim. E o discuție ideologică și politică foarte... Să nu dă foarte... vina, adică să nu uităm totuși că rușii au pierdut în acest război, mai ales ucrainienii au pierdut și ei 8 milioane de oameni în acest război. Românii au pierdut milioane de oameni în acest război groaznic. Și rușii au pierdut și ei vreo 28 de milioane sau 20 sau 28 de milioane, depinde cum numeri victimele. E adevărat, Petre, dar despre vina dictatorilor și vina celor care i-au adus pe dictatori la putere, cred că ar trebui să discutăm într-o altă emisiune, pentru că nu poate fi doar vina unui dictator. Așa este. Așa. Okay. Uite, fiecare popor își merită proprii dictatori, ca să zicem așa. Doamne ferește! Vitalie, te rog! Da, într-adevăr, aceste narrative sunt intens vehiculate aici în Republica Moldova. Faptul că, și mai ales în contextul acesta pandemic pe care îl trăim astăzi, vedem cum forțele politice ghidate de Moscova în această zonă, nu doar în Republica Moldova, vedem tentații și în Ucraina vecină. Aceste forțe sunt tentate să aducă Rusia într-un context de mare salvator, inclusiv în acest context legat de COVID-19. Iată, îl vedem pe Igor Dodon, care spune că Rusia, în timp ce Rusia ajută, iată, ne vine cu acest credit de 200 de milioane de euro pentru Republica Moldova, care a fost între timp blocat de Curtea Constituțională, în timp ce Rusia, iată, și China vin și ne ajută, Uniunea Europeană doar spune că ajută. Și mai spune Igor Dodon că, iată, că banii în cont, de fapt, de la Uniunea Europeană nu se văd. Și lucrurile astea spuse de la o tribună a unui șef de stat, evident că pătrund în mințile moldovenilor, care nu foarte mulți obișnuiesc să caute adevărul și din alte surse. Și plus există această fragmentare a societății, de care, repet, factorii politici, politicienii ghidați de Moscova profită la maxim. Și e regretabil, pentru că în felul acesta noi niciodată nu o să ajungem să ne mișcăm din loc.
Și lucrurile astea încep să deranjeze tinerii, care vedem că fug, pur și simplu fug din această țară. Cred că cum a fost recepționat, îmi cer scuze, cum a fost recepționat ajutorul acesta pe care l-a dat România Moldovei? Adică mă gândesc propaganda anti-UE, ce a spus despre el? S-a văzut însă și atitudinea guvernului, o atitudine umilitoare a guvernului de la Chișinău față de modul cum a acționat guvernul, oferindu-le locația de sub un pod de la marginea Chișinăului, acolo unde a organizat ceremonia de transmitere a ajutorului umanitar. A fost intens criticat și eu cred că guvernarea și-a făcut un mare deserviciu dacă a crezut că în felul acesta umilește cumva România și face ca despre chestia asta să nu se discute în spațiu public. În Republica Moldova efectul a fost exact invers, guvernarea a fost intens criticată pentru gestul pe care l-a făcut. Iar în ceea ce privește însă și ajutorul umanitar oferit de România, acesta este extrem de important în Republica Moldova în momentul acesta și vă explic de ce. Moldova este prima în lista țărilor care are la numărul, ca număr de medici, cadre medicale afectate de pandemie, de COVID, este prima în lista, la nivel mondial, din simplu motiv că autoritățile din Republica Moldova nu au avut grijă ca din timp să procure aceste echipamente medicale de protecție pentru medici. I-au trimis în prima linie, practic, doar cu măști, care la un moment dat s-au terminat. Și în felul acesta avem practic 40% din cei infectați în momentul acesta sunt medici și surori medicale, ceea ce este foarte grav. Undeva acest eșec colosal în comportamentul în criza COVID mi se pare că e corelat cu eșecul extraordinar al elitelor, care se corelează cumva acest eșec al elitelor din toate țările europene în criza asta COVID, cu fuga tinerilor din Moldova și din România, cu incapacitate. De ce? Pentru că există și evident cu finalul acestui război mondial. Pentru că există o lipsă de claritate cu privire la ce trebuie făcut, la democrație, la valorile pe baza cărora ne articulăm sistemele, alianțele. Toată această lipsă de claritate are un impact teribil și asupra mentalităților și această lipsă de claritate are o legătură și cu proasta pregătire, de fapt, a acestor elite, care n-au fost în stare, de pildă, să pregătească Europa așa cum au fost pregătite țări asiatice, care au recepționat același avertisment ca și europenii, ca și americanii. Unele țări asiatice, democratice, conduse democratic. Nota bene. E foarte important de precizat. Coreea de Sud și Taiwanul, de exemplu, care au reacționat la timp, știau ce se poate întâmpla în China comunistă și au prevenit o criză de proporții, împărțind la timp echipamente de protecție, pregătindu-se pur și simplu. Această pregătire n-a avut loc la Chișinău, n-a avut loc în România și n-a avut loc nici măcar în vestul Europei. Nicăieri. Și mă întreb de ce. Și răspunsul este tocmai această inadecvare a elitelor, care nu știu să orienteze statele și popoarele așa cum trebuie. Asta este teza mea. Există totuși o diferență între democrațiile occidentale și democrațiile asiatice de care vorbiți mai devreme. Există de fapt o înțelegere diferită a democrațiilor. Adică imaginez totuși și cred că e logic și bine să o spunem că e mai greu să ajungi la un consens
chiar pentru situații de genul acesta atât de complicate, e mai greu să ajungi la un consens în Uniunea Europeană decât în țări unde același guvern conduce la câștigarea independenței, de pildă. De acord, e mai greu într-o alianță decât într-un stat național. Da, adevărat, dar și aici cu o mică deosebire, în Taiwan s-au cam schimbat din nou jocurile cu o conducere care este profund democratică și care atrage atenția asupra pericolelor care vin de dincolo, din China. În Taiwan n-a fost întotdeauna așa. E interesant, Petre, într-adevăr, teza ta are substanță, dar dacă o continuăm și continuăm să observăm, găsim și consensul în democrațiile occidentale. E nevoie de mai multă dezbatere, e nevoie de mai mult timp. Și vedem, de pildă, acum exemplul, colegul nostru Gabriel Bejan a început cu o scrisoare semnată la adresa Rusiei. Există o scrisoare semnată la adresa dictaturii de la Beijing, semnată de ambasadori din state europene și chiar de ambasadorul Uniunii Europene la Beijing. O scrisoare, un articol amplu despre coronavirus, despre criză, despre COVID, apărut în China Daily, în limba engleză, dar cenzurat, pentru că cenzura comunistă a tăiat pasajul în care acești ambasadori vorbeau despre virusul care a apărut în China. E foarte important ce spui și e foarte important să adăugăm că această cenzură s-a operat cu acordul Uniunii Europene, ceea ce este îngrozitor, ceea ce este absolut îngrozitor. Uniunea Europeană pune botul la tentativele de cenzură ale regimului comunist chinez și nu e prima oară că Uniunea Europeană și că autoritățile de la Bruxelles acceptă niște cenzura în raportul, de exemplu, în raportul european cu privire la criza corona, a fost el însuși cenzurat la insistențele unei chine comuniste care a cerut și diplomaților germani, între altele, să laude gestiunea regimului comunist de la Beijing. Sau cel puțin să nu o critique. Este absolut grozav. Nu ne putem aștepta la altceva de la un regim care își oprimă minoritățile pe uiguri într-un chip sălbatic, care își supune întreaga populație unei supravegheri totale și așa mai departe. Nu ne putem mira că acest regim comunist se comportă nu doar în Tibet sau în Hong Kong sau față de Taiwan absolut invers decât ar trebui, dar ne putem mira că Uniunea Europeană pune botul. Că spre onoarea ambasadorului Uniunii Europene, totuși să spunem că a protestat la Beijing împotriva cenzurii. Deci Europa se trezește din când în când. Unul a protestat și alții au acceptat cenzurii. Europa se trezește mai încet uneori, dar e important să nu mimeze consensul, ci să existe. Și într-un sondaj publicat de Gallup International, vedem foarte clar că democrațiile, indiferent dacă sunt în Europa sau în Asia, au gestionat cel mai bine criza coronavirus. De cred acord. Că acest semnal este absolut important. Absolut. Gabriel Bejan, ce mai avem astăzi? Dacă tot ați vorbit despre China, întrebarea care mi se pare importantă, că domnul Iancu spunea mai devreme că UE a pus botul la cenzura, la ceea ce face China. Întrebarea este, cetățenii din UE, credeți că pun botul, ca să păstrez aceeași expresie, la propaganda chineză, la încercarea unor state precum China de a arăta, de a demonstra că într-o situație de criză, cum este această epidemie, modelul chinez lucrează mai bine, este mai eficient, marfa din China, serviciile din China sunt bune și uite, salvează acum Uniunea Europeană de probleme. Credeți că cetățenii europeni, în majoritatea lor, sunt sensibili la genul acesta de propagandă? În majoritatea lor, evident că recunosc propaganda. Orice om normal recunoaște dacă e vorba despre manipulare, propagandă sau fake news, mai ales dacă acest om normal de care vorbim are acces la internet și se poate informa din surse diferite, credibile și poate lua informații verificate și verificabile.
Dar pe de altă parte, da, ce vreau să vă spun, nu neapărat vorbesc de fake news, vorbesc despre niște lucruri concrete, instrumente medicale venite din China, fake-uri, vin, din păcate pentru China și din fericire pentru o democrație funcțională cum e cea europeană, apar totuși informațiile corecte după propaganda chinezească sau pro-chineză, că măștile nu funcționează, că aparatura e defectă, că made in China, de fapt, nu este un produs de calitate, nici în această criză corona. Deci, lumea nu se lasă ușor prostită, dar există, din păcate, politicieni, în parte chiar cumpărați, plătiți de Beijing, care fac această politică de propagandă chineză în Italia, în Spania, în Franța și uneori și în Germania. Nu numai în partidul AfD despre care am vorbit deja și care este un partid de extremă dreaptă numit oficial fascistoid sau chiar fascist. Deci da, există această tendință, un Europe bashing care nu se întâmplă numai în jurul acestei date de 9 mai, ci politica, pozițiile anti-europene sunt clare și trebuie combătute nu prin contrapropagandă, ci trebuie ajutate să implodeze pentru că trebuie să dovedim că sunt bazate pe fake-uri. Să ne aducem aminte acum un an, pe 9 mai, la Sibiu, soare, frumos, Uniunea Europeană se serbează într-o atmosferă de burg medieval, acasă la președintele României, un plus de imagine pentru o Uniune Europeană care, conform acelor imagini, era perfect funcțională și în spatele acestei butaforii se ascundeau marile probleme ale Uniunii Europene care nu s-au rezolvat nici acum. Dar, și aici sunt convins, actuala criză prin care trecem ne obligă să găsim un motor care ne arată că Uniunea Europeană funcționează și trebuie reformată, trebuie resetată ca să funcționeze într-adevăr mai bine. Pentru că așa cum a funcționat până acum, se vede bine, nu a mulțumit chiar pe toată lumea. Întrebarea... O observație aș avea aici legat de ce vorbeați mai înainte despre aceste ajutoare chineze. Aici, în Republica Moldova, aceste ajutoare sunt promovate cumva de guvernarea de la Chișinău, care este una prorusă în momentul acesta, este promovat la pachet. Deci ajutoarele care vin din Federația Rusă, ajutoarele care vin din China și ajutoarele care vin din Turcia. Aceste ajutoare sunt promovate de Igor Dodon și de guvernarea de la Chișinău la pachet. Ne amintim de acel avion rusesc despre care s-a tot vorbit în ultima vreme în spațiul public. A venit la Chișinău la începutul lunii aprilie. Igor Dodon s-a trezit noaptea, s-a dus să-l întâmpine. Un avion cu echipamente medicale chinezești, așa s-a spus atunci, pentru ca mai târziu să ne jurnaliștii de investigație să afle de fapt că acel avion despre care Igor Dodon spunea că a fost oferit de Federația Rusă cu multă mărinimie și așa mai departe. De fapt, combustibilul pentru acel avion a fost cumpărat de o companie din Republica Moldova, căreia în contul banilor pe care i-a achitat urmează să îi fie iertate impozite. Deci tot moldovenii au plătit pentru acel avion, chiar chinezeriile sau lucrurile, echipamentele care erau în acel avion, s-a spus că sunt ajutoare umanitare din partea Chinei. Până la urmă ne-am pomenit că sunt ajutoare oferite de UNICEF, de tot felul de companii din Republica Moldova, procurate pe banii companiilor din Republica Moldova, de diasporă și așa mai departe. Deci... Perfect adevărat ceea ce spuneți și, mă rog, vorbim despre aceste fake-uri. Dar, pe de altă parte, eu vreau să vă spun că acum 2 săptămâni m-am dus la magazin să-mi cumpăr măști, da? Pentru că în curând nu va mai fi doar o obligație cetățenească, va fi chiar o obligație prin lege, înțeleg, că atunci când ieșim din casă să avem mască. Și am cumpărat de la prima farmacie care mi-a ieșit în cale și m-am uitat pe pachet și era made in China. Acum, întrebarea
și mie mi se pare importantă, totuși noi în UE, când vorbim în această perioadă foarte mult despre totuși o încercare de a ne desprinde de produsele, de liniile de producție, de liniile de distribuție din China și din Est, este pregătită UE să depășească stadiul de retorică și să treacă la fapte, adică efectiv să mutăm, să se mute capacități de producție și așa mai departe din China, să se întoarcă înapoi în Europa, pentru a ne face mai siguri în situații de genul acesta. Se vorbește de vreo două săptămâni despre o relocare, mai ales dacă ne gândim la produse numite strategice, tocmai pentru a reduce vulnerabilitatea Uniunii Europene. Dar eu cred că deocamdată nu s-a depășit faza teoretică, pentru că nu există baza materială de a produce atât de mult și atât de ieftin ca în China. Dar este evident o discuție care mie mi se pare foarte importantă, pentru că nu înseamnă nici protecționism european, nu înseamnă nici bypassarea unor tratate internaționale, economice sau politice, ci înseamnă pur și simplu o asigurare a unor produse esențiale pentru următoarea criză. Deci trebuie redusă vulnerabilitatea. Așa cum noi purtăm măști când ieșim afară, ar fi bine ca Uniunea Europeană să aibă măști proporțion garde pentru a putea reacționa mult mai repede într-o situație de criză, care probabil că va veni, pentru că acum, după aceste relaxări, unele controlate, altele necontrolate și nici controlabile, după aceste relaxări, o spun și virologii de altfel, ne putem aștepta la o revenire a unui nou val care eventual ar putea fi chiar mai puternic decât primul val. Deci Europa a fost nepregătită, deși știa de mult că există pericolul unei crize, deci deși au existat câteva exerciții în toate statele europene pentru prevenirea sau reacția rapidă la criză, dar s-a văzut că Uniunea Europeană nu a fost în stare să reacționeze. Nici în Italia, nici în Spania, nici în România, nici în Germania au fost bâlbâieli mai mari, mai mici, dar nu s-a reacționat rapid. Deci în vest chestia asta s-a învățat poate cel mai rapid. S-a înțeles că relocarea în China a industriilor strategice a fost o mare, mare greșeală. Asta este prima chestie. A doua chestie, va dura foarte mult până când se vor reface aici capacitățile pierdute din motive, să nu uităm, financiare, pentru că era ieftin să produci cu mâna de lucru înrobită a Chinei, extrem de ieftină. Și în condițiile în care ne așteaptă o recesiune gravisimă, o recesiune mai gravă decât orice din 29-33 încoace, e greu de crezut că această relocare va putea avea loc rapid. Dar știi că Occidentul, dacă are o mare calitate, o calitate pe care nicio dictatură nu are, este că învață sau reușește. Până acum, cel puțin, asta a fost marele atu al Vestului. A învățat și altceva. A învățat că propaganda chineză despre care vorbeați, domnule Bejan, nu vine singură, ci la pachet cu aia rusă și cu aia turcă. De-aia Vitalie, extraordinar de bine și de nimerit relatarea despre modul în care brațul prelungit al propagandei ruse, și anume Dodon și regimul lui, promovează ajutoarele din țările nedemocratice. Rusia, China, Turcia. Exact așa vin și astea, cu ideea că democrațiile n-ar funcționa. De fapt, am văzut că tocmai democrațiile funcționează. Dar nu neapărat democrațiile, când democrațiile își deleagă suveranitatea națională. Atunci avem o problemă. Asta este, de fapt, după părerea mea, principala învățătură a acestei crize uriașe. S-a vorbit mult prea mult în Uniunea Europeană despre caracterul caduc al statului național. S-a văzut acum că țările care au reușit să rezolve cel mai bine criza au fost democrații, dar state naționale și nu alianțe ca Uniunea Europeană. Deci aici Uniunea Europeană va trebui să se reinventeze și, după părerea mea, va trebui să se reinventeze transatlantic și nu
anti-american, așa cum există astăzi, din păcate, tendințe vizibile în unele din capitalele vest-europene. Aici le dau dreptate țărilor din estul și centrul Europei, care au trecut în acești 75 de ani prin experiența totalitară comunistă, știu ce catastrofă teribilă e comunismul, ce dezastru incalificabil și că e perfect comparabil, cum spunea Hannah Arendt, cu nazismul ca regim totalitar, mai ales în acele țări ca România, în care comunismul a apăsat extrem de greu și a comis extrem de multe crime. În spațiul est-european, nu peste tot comunismul a fost la fel de sângeros ca în România. Știm ce înseamnă comunismul și vestul Europei nu prea mai știe chestia sau n-a prea știut-o niciodată. Aici e una din marile noastre probleme. Unul din marile noastre probleme e clivajul memoriei. Faptul că noi ne ținem minte din experiența nazismului, fascismului și comunismului lucruri diferite. Aici va trebui să lucrăm foarte mult. Va trebui să lucrăm foarte mult să înțelegem că interesele noastre de la Berlin la Chișinău și de la București la Washington sunt aceleași. Sunt interese care ne aduc împreună. Interesul nostru major este să trăim în libertate și în demnitate. Și nu putem trăi în libertate și demnitate sub cizmă comunistă, totalitară, fascistă, nazistă. Nu se poate. Fără să ne asumăm răspunderea morală pentru propria istorie. De acord. Și toate astea au un impact și asupra modului în care gestionăm crize aparent naturale, cum e corona, care nu e de fapt o criză naturală. Pentru că nu s-ar fi întâmplat să avem această criză dacă în China comunistă se reacționa adecvat la izbucnirea acestei crize. Și știm că modul în care s-a gestionat în China această criză a pus sare pe rană, ca să spun așa, a amplificat masiv și exponențial problema, transformând o epidemie probabil evitabilă sau localizabilă într-o pandemie. Asta e problema noastră și astea sunt învățăturile pe care trebuie să le tragem, să le extragem din această pățanie îngrozitoare de la 75 de ani de la sfârșitul războiului, ca să putem avansa și să înțelegem că democrația nu este o chestie, nu este un lux. E o necesitate absolută pentru noi dacă vrem să fim oameni și să trăim demn și liber. Dacă vorbim despre propagandă, un argument important pe care propaganda din Est îl are este eficiența. Adică pe ideea de, domnule, noi suntem dictatură, dar noi suntem eficienți și reușim să protejăm foarte bine cetățenii noștri, așa cum, uitați-vă, voi în UE nu sunteți bine protejați pentru că există, adică există, când e democrație foarte multă, lucrurile nu funcționează foarte bine și asta este un pilon al propagandei. Și eu aș încerca să ne întoarcem un pic la începutul crizei, unde am văzut că prima victimă a pandemiei, prima victimă la modul metaforic vorbind, a fost libera circulație a mărfurilor și a persoanelor. Nu, pentru că la început lucrurile nu s-au... Dați-mi voie să vă întrerup. Prima victimă în orice război, și în războiul cu COVID, este adevărul. Și vă răspund la întrebarea pe care o puneți cu privire la eficiența dictaturii așa. Această minciună este foarte, foarte, foarte puternică și foarte eficientă. De ce? Pentru că începe cu un semn adevăr. Într-adevăr, dictaturile sunt mai eficiente o vreme. Și ca să înțelegeți cum sunt ele eficiente, am să revin la ce s-a terminat acum fix 75 de ani, azi, și anume la cel de-al doilea război mondial. Regimul nazist s-a dovedit extraordinar de eficient în primii 6 ani. A luat lumea de pe stradă, a avut de confruntat un șomaj de 6 milioane, l-a redus masiv, a aruncat forța de muncă în construcții, în fabrici de armament și așa mai departe, iar democrațiile au dat din gură. N-au făcut nimic, n-au pedepsit nicio încălcare a acordurilor internaționale încheiate după primul război mondial și au lăsat regimul nazist să se întărească peste măsură până când n-a mai putut fi
îngrădit decât prin războiul mondial. Și este meritul lui Churchill, de care trebuie să amintim astăzi, că a înțeles din capul locului clar, spre deosebire de parte din elitele românești, cine este prietenul și cine e dușmanul absolut. Dușmanul absolut era Hitler și el, cu toate problemele pe care le ridică biografia lui Churchill, el a înțeles că Hitler trebuie combătut în mod radical, pentru că reprezintă răul radical. Ăsta este un lucru care nu s-a înțeles nici până astăzi în mari părți ale Europei. Ce s-a întâmplat? Eficiența de la început a regimului nazist, ca eficiența oricărei dictaturi, se dovedește înșelătoare, pentru că la sfârșit e catastrofa. Regimurile dictatoriale duc popoarele lor în catastrofă, chiar dacă la început se dovedesc eficiente. Da, ele sunt mai eficiente, pentru că e o singură voce care spune care tot, spune că tot, dictatorul doamna. Este, dictatorul e legea. Legea e dictatorul și numai voința lui, care voința lui se poate schimba de azi pe mâine. Azi poate fi așa și mâine sigur, azi. Sigur, dar la sfârșitul și... dictaturii este întotdeauna cataclism. Corect, dar depinde în multe cazuri și de cetățenii unei țări. Sunt și astăzi, din păcate, popoare care simt, sau părți în unele țări, care simt nevoia unui tătuc. Să vină tătucul să rezolve, pentru că eu singur, eu nu mă descurc. Deci d'acord. Pericolul acolo este și cred că și acolo noi ca jurnaliști... Eu începusem întrebarea asta, încercam să vă întreb și mi s-ar părea important să-mi răspundeți, este dacă după, sau după această criză sau în timpul crizei, pandemiei în care suntem în acest moment, oamenii europenii ar putea fi tentați să, nu știu, ca să o spun direct, să renunțe la o parte din drepturi și libertăți în schimbul unei păstrării siguranței sanitare. Adică au acceptat. Ca să fie un lucru pe termen lung, adică să li se pară un pic tentantă ideea asta, domnule, statul puternic este statul care mă protejează să nu mor de coronavirus. Nu, tentant nu e, dar în toate sondajele de opinie, din toate sondajele de opinie reiese un lucru foarte clar. Pentru o anumită perioadă de timp, perioadă redusă de timp, majoritatea, până la 85%, este de acord să renunțe la câteva drepturi civile până când situația este din nou sub control. Dar aici funcționează aceste mecanisme de checks and balances. În momentul în care situația este sub control, guvernanții sunt obligați într-o democrație să renunțe la restricții, la măsurile care au adus până acolo să fie instituit starea de necesitate. Dar și aici vedem deosebire în Uniunea Europeană. Într-o Ungarie, de pildă, măsurile de necesitate sunt plănuite la lung. Parlamentul este determinată, mai pasat da. Acolo. Sigur, în alte state sunt prelungite, tot așa, cu acordul Parlamentului, în unele state fără acordul Parlamentului, dar au o dată fixă. În România, pe 15 mai, se ameliorează situația după 2 luni de restricții. Deci depinde și aici de guvernanți cât de autoritari sunt ei sau cât de autocrați între timp, ca Victor Orban, cel criticat și de Uniunea Europeană. Dar mai există un pericol aici, dincolo de măsurile și de restricțiile luate. Am văzut, din păcate, că într-o criză de acest gen bate și clopotul populismului și naționalismului, antisemitismului, xenofobiei. Se regăsesc acele discursuri care nu duc decât în direcția unor teorii conspiraționiste. Deci și aici cred că mai ales Uniunea Europeană are o mare problemă în a trânti aceste teorii din start de podele, ca să rămânem în limbajul îndrăgit uneori de noi. Nu se poate să reușești într-o democrație să convingi cetățenii cu teoria aberante ale conspirației. Dragă Robert, aici te contrazici singur, dacă îmi dai voie să remarc faptul ăsta. Ai spus la început că nu există o tentație și aici se vede că dificultatea în a combate aceste teorii ale conspirației, dificultatea Uniunii Europene și statelor europene
de a le combate țin tocmai de tentația pe care mulți o au de a renunța la libertate și la democrație. Pentru că libertatea și, și vedem, știm că tentația populistă, antisemită, extremistă, comunistă, fascistă și nazistă a existat înainte de criza COVID, masiv. Populismul a cunoscut o ascensiune ieșită din comun în ultimii ani și noi știm foarte bine că tentația asta totalitară de care vorbea domnul Bejan există în segmente ample în societățile democratice, segmente importante, nu majoritare, dar segmente destul de importante, pentru că altfel n-am fi avut totdeauna, de exemplu în Germania, un antisemitism care să afecteze peste 20 sau 25% din populație înainte de criza COVID. Iar în criză, în mod special, oamenii sunt tentați să renunțe la libertate și este înspăimântător. În schimbul la ceva, gratis. Trebuie să spunem lucrul acesta, că nu renunță gratis, renunță la libertăți în schimbul securității, prosperității, da. Adică primesc ceva în loc. Ei cred că primesc ceva. Ei cred că primesc. Ei cred că primesc securitate, dar de fapt aici echilibrul dintre libertate și securitate întotdeauna este unul complex și precar. Acest echilibru trebuie stabilit cu rațiunea, cu mintea și lumea nu prea mai... teama, frica, panica îi determină pe oameni să delege, să vrea să delege datoria lor de a gândi cu propriul cap liderul. De-aia momentele astea de criză sunt momente de aur pentru lider, pentru genul Putin, Dodon, etc., etc. Mai am o singură întrebare, pentru că ne apropiem de sfârșit, da. Și aș vrea să-mi răspundeți toți. Întrebarea ar fi: care credeți că este principala lecție pe care trebuie să o învețe Uniunea Europeană, Europa, din această criză? Și aș începe cu domnul Vitalie Călugărean. Într-adevăr, eu cred că Uniunea Europeană, și sunt de acord cu antevorbitorii mei, că a fost prinsă cumva pe nepregătite de data aceasta. E o lecție pe care ar trebui să o învețe și inclusiv în raport cu statele membre, dar și statele din vecinătatea imediată. Pentru că reacția pe care noi am simțit-o aici, la Chișinău, în ceea ce privește Uniunea Europeană, a fost ușor întârziată și anume lucrurile astea au fost speculate destul de abil de propaganda rusească întreținută de guvernarea de la Chișinău. Ajutarele au venit destul de târziu. La un moment dat se începeau un fel de discuții în mediul online despre cei care ajută și cei care nu ajută și lucrul ăsta a deranjat. Dar cu toate acestea, lucrurile care s-au întâmplat au făcut ca populația, cel puțin din ceea ce observ din Republica Moldova, să înțeleagă exact rolul pe care l-a avut și Uniunea Europeană în această situație concretă, care a venit cu sprijin concret, inclusiv prin intermediul României, și lucrul ăsta eu cred că a jucat un rol foarte important în această situație. România în Republica Moldova este privită ca parte și percepută ca parte a Uniunii Europene. Și ajutorul care a venit a fost aplaudat în Republica Moldova de cei care, nu doar de cei care gândesc românește, dar și a fost înțeles chiar și de cei de susținătorii lui Dodon, ca să zic așa. Domnul, cred că principala lecție pe care ar trebui să o extragem din această nenorocire este că avem nevoie de alt tip de globalizare. Că fără democrații nu ne descurcăm, dar nici fără state naționale, și că deci avem nevoie de o globalizare care să țină seama
de nevoia ca libertatea să fie, ca de libertate să beneficieze toată lumea, și chinezii. Da. Libertate într-un loc, vei avea o problemă majoră în asemenea situații. Deci asta este poate principala lecție. Globalizarea nu funcționează așa cum am gândit-o, extrăgând din ea numai avantajele economice. Ne trebuie și o globalizare politică care să ducă nu la desființarea statelor naționale, ci la extinderea libertății în lume. Domnul Schwartz? Da, eu foarte pe scurt, lecția pe care democrațiile cred că au și învățat-o deja este să combată din fașă orice încercare de a slăbi democrația, indiferent dacă vorbim despre Uniunea Europeană, despre Statele Unite sau despre celelalte state democratice. În primul rând, noi nu trebuie, și aici îl citesc pe colegul Petreanu, să punem botul la manipulări, să nu ne panicăm, să nu credem că într-adevăr o mare parte a populației vrea să se despartă de democrație și ar prefera o dictatură. Nu. Să avem încredere totuși în sondajele de opinie ale unor institute cu probitate maximă și să vedem că majoritatea susține democrația și în această criză. Da, eu vă mulțumesc, aceasta a fost întâlnirea noastră, mi-a părut foarte bine, la revedere! La revedere! La revedere.